Is a lamp to my feet and a light for my path. Yes. Psalm 34, 1 through 3. I will extol the Lord at all times. His praise will always be on my lips. I, my soul will boast in the Lord. Let the afflicted hear and rejoice. Glorify the Lord together with me. Let us exalt his name together john 1 1 through 5 in the beginning was the word and the word was with god and the word was god he was in the beginning with god all things were made through him and without him nothing is made that has been made in him is life and the life is the light of men the light shines in the darkness and the darkness has not overcome it 1 corinthians 15 3 through 5 7 and 8 for i delivered unto you as of first importance what i also received that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, and that He was buried and was raised on the third day in accordance with the Scriptures, and that He appeared to Cephas, and to the twelve, and that He appeared to James and to all the apostles, and last of all, as to one untimely born, He appeared also to me. He appeared to Paul. Matthew, Matthew three one and verses one and two. In those days, John the Baptist was preaching in the wilderness of Judea and saying. Repent, for the kingdom of heaven has come near. Amen. Amen. Repent, for the kingdom of heaven has come near. Children, please be seated. We're going to speak now just for a couple of minutes. The pastor has asked if I can take just a couple of minutes to say a couple of words in English, and then we'll continue on with the service. I'm going to switch microphones. For those of you who were here this morning, the pastor announced that we will be starting a very special fast. It's the beginning of the year, a new year. By the way, Happy New Year for those of you who I have not seen. Happy New Year to all of you, my dear parents in law, brothers who are visiting. God bless you. We thank you for, for joining us today. But I wanted to just uh, reiterate the point maybe for the next seven or eight minutes, especially to my children, for those of you who speak English a little bit better than Romanian. By the way, I started speaking more in Romanian today. One of my New Year's resolutions is to speak more Romanian with my children. So I told Joshua today after lunch, I said, and he knew what it meant. So he understood a little bit, which is good. I think now that they're a little bit older, they can read, and I will ask them to read the Bible in Romanian. And when, when they don't understand something, to come to me and, and tell me. But uh, let's dive into the Word of God today, just for a couple minutes. This is an exhortation. An exhortation is an encouragement. Uh, in the Romanian language, we have the word indemn. So this is just a short exhortation for you to to help you. And I wanted to uh, bring this in front here. This was brought to us by I think our dear brother Jeff mock uh, Top ten spiritual goals. So this is outside. If you want to take a copy, the copies are outside on the table. And it said here uh, the spiritual goals for for twenty twenty. This is from twenty twenty one. So it's old. It's not new. It's older, um, but it's something that's very important for us and. Uh, point number three says fasting so it says fast from foods which we know about fast from tv netflix and the web internet number two in fasting from buying clothes so if some of us loves to buy clothes let's not buy clothes the next week or two as we fast from all these things but i just wanted to read something to you and please let's pay close, close attention Fasting is a powerful spiritual discipline that can help us draw close to God. Children, I'm going to repeat that so that as you get older, you will understand what it means. Fasting is a powerful spiritual discipline that can help us draw close to God. That's what James tells us. Do you remember James when we preach from James there's a verse in James that says, "Draw close to God and he will come close to you." Okay, so it's it's important that we do it as well. Of course, God is omnipotent, he's omniscient, he knows everything, but he is waiting for us to get close to him. Fasting is a temporary act of self-denial. By going without food for a brief or longer period of time, we become more aware of our need for daily sustenance. What is sustenance? So sustenance is the food. It's what we eat that gives us energy. It keeps us alive. And it continues here during times of fasting, we focus our attention. Children, please listen. During times of fasting, we focus our attention on God and on his promise to sustain us. Thus, fasting is a demonstration of our humility and dependence on God. If we don't fast, we start to become, I don't want to use the wrong word here, but we start to become self reliant, I think is the word I was looking for. We start to think that we can do a lot of things. And fasting reminds us that we are weak. And that if we don't eat for one meal, it's not a big deal. If you don't eat for two meals, your body tells you, hey, it's time to eat something. If you don't eat for three meals or for 24 hours, your body really is going to tell you that it needs something. Now, this, we're talking about food. What about water? Some people fast from water, some people don't. But the same can be said. And the reason why I want to give you this example, children, and for those of us tonight, and for those who maybe will watch this online later, especially Sister Teresa and those of you who are in Kenya, we have an example in Jesus. Jesus fasted for 40 days in the wilderness, and this helped him to resist temptation by speaking the word of God. When we are fasting, it's good for us to focus on God, and that's easily done by reading a Bible verse, or praying, or maybe singing a song, or maybe doing something good. When we went to the Philippines, we would fast because it allows us to concentrate more on the work so instead of doing something or eating excuse me instead of eating something in the morning we would pray together and then we would go work on something together and then we would only eat later in the day so when we fast we demonstrate our need for for god and that's so important i just want to read one verse to you if you have your bibles if you want to open with me to matthew chapter 6 david uh, said his verse from matthew chapter 3 i gave him this verse because it's about john the baptist John the Baptist said, Repent, for the kingdom of heaven or the kingdom of God has drawn near or is near. And that's the exact same thing that Jesus said further on in the chapter and further on in Matthew. Matthew chapter 6, verse 16. And I want to end with this. And this is so difficult. This is a very difficult thing to do. Uh, if you were a hypocrite and if you were a Pharisee back in Jesus' time, Everybody, and I mean everybody, knew when you were fasting. Everybody knew when you were fasting because you were in a very bad mood, because your face was very long and drawn, because you walked around really slowly so that people knew you were fasting. Children, please pay attention. That's what they would do. These were the religious leaders, these were the smartest guys in the room. These were the guys that knew everything. These are the, the leaders of Israel and, and the religious and the spiritual leaders and the political leaders. But they would, they would really, really, really try to take advantage. And when they were fasting, they would cut, you know, just be in a, in a different state. And then Jesus comes. This is why I love Jesus so much, not only because he's our Savior, but because he teaches us so many things. Jesus literally turns everything upside down he does the exact opposite and he teaches us I want to put it upside down again Jesus turns the whole world and all the teachings upside down whoever heard to love your enemy before Jesus said it did anyone in history say love your enemy before Jesus said that no whoever heard of taking communion Jesus said, "You must eat my flesh and you must drink my blood, or you will not have eternal life." People thought he was crazy. They didn't understand it. And this type of amazing spiritual wisdom, the word of God, the spiritual word of God, teaches us this. When you fast, Hosanna Christian Church, let me. Do not look somber as the hypocrites do, for they disfigure their faces to show others they are fasting truly i tell you they have received their reward in full but when you fast this is very important here too put oil on your head what does that mean and wash your face isn't that such a wonderful thing that jesus says he's telling you when you're fasting really be the best person that you can be really show show the love and the light of god don't i, I love the word somber somber means that you're sad it means that somebody probably in your family just died and it's a very bad atmosphere. And that's what the hypocrites would do. That's what the Pharisees would do. Again, he's talking about the Pharisees, but Jesus said, "When you fast, put oil on your head. That means look nice. Wash your face. Wash your face, put on some nice clothes. Go out so that it will not be obvious to others that you are fasting, but only to who? Hallelujah, to your father who is unseen. And your father who sees what is done in secret, hallelujah, will reward you. Last night and yesterday, I was fasting for my family. And as I was praying, I was praying, Oh Lord, let your presence fall at the China service in the morning. It was just a very short prayer. And God, in His infinite goodness, listens to us and he Hears us because He heard that it was in secret. So when you are fasting, let it not be obvious to others that you are fasting but only to your father who is unseen and your father who sees what you have done in secret will reward you wash your face put oil on your head so that it's not obvious that you're fasting again a teaching of Jesus that was totally contrary to the time and i want to close with this the more we read the bible kids and one of my new year's resolutions is to read the bible i want to say to my shame that i did not finish the bible last year i was just didn't do it but this year I'm going to make a promise to myself to do it. And together with my children, we want to read the New Testament. And I hope to keep that promise this year, this, this resolution. But one thing that I love about Jesus is the fact that if you read the Bible, Jesus is not only the Son of God, we know that He's He's God and He knows it, but He's so smart, He's so intelligent. He tells this, the Pharisees, and he's talking here about the Pharisees, and these are the laws that the Pharisees had. These are not things that are written in the law of Moses. Moses didn't say uh, uh, be ugly and somber and walk slowly and wear different clothes it says the opposite in isaiah i'm not going to read that the, the fasting and maybe the pastor will read that the lord declares is a fast to, to let the captives free to do what is right to do and to stop the evil that is among you he was saying but what i wanted to say about jesus is that the pharisees took the law and like every institution they twisted it and twisted it and twisted it and twisted it before it came something that was abominable to God. It was abominable. I'm not talking about Moses' law now. I'm talking about what they were taking and what they called what was good. And Jesus chastises them one time and he says, You say that if something is meant for you, Corbin, then it cannot be given to God. So their words, their actions, their laws were above the word of God even. And Jesus was very mad at them. That's why, even here, he's teaching them don't do what they're doing. If you see the Pharisees, don't do what the Pharisees do. Do what the Word of God tells you to do, do what the Holy Spirit tells you to do. And if you're fasting, then do what the Bible says. So, with that, I want to close. Children, today when we go home, if you have any questions about fasting, please ask me. Fasting is so important. I hope we can fast. Maybe we can fast only half the day. And I, I apologize, I'm going to make one more point here. Uh, because it's a very important point. We were in Palm Coast and saluta de la familia Rezdak, by the way. Salutations. We were 10 in Palm Coast at the first church service at Grace Tabernacle Church in Palm Coast, the church that Brother Yannick Rezdak will be praying for. It was myself and him and his wife and the Turchin family and our three children and two more children. So we were 10 people. And it was a small encapere, a small room there. But we thank God for the work that he's doing there. But I want to tell you something, and I want you to understand it with all my heart, and it's very important. Children, God sees what you do for him. At this church, the church that we went to was called New Life Church. And in America, people do not fast, they don't understand what that means. So the pastor of the church spoke so wonderfully, and he asked the church to come to a fast for one week. And he said, not like us maybe we can fast the whole day we can fast for 24 hours or even longer or maybe two days or three days he said with a, with a pure heart he said if you can please don't eat breakfast this week don't eat breakfast and fast your breakfast and instead of eating breakfast open your bible and pray to the lord and i said isn't that great isn't it great that even for them to do a little bit is good because our god is so merciful he's so good when he saw the people of Nineveh change their minds, he changed his mind. It's amazing. It's amazing. The people of Nineveh realized that destruction was coming and they slowly turned their ways and they went back to God and they repented. Maybe America will do the same thing. I don't know. Maybe by skipping breakfast is a good first step. And then we can skip lunch and then we can skip dinner. And we can go a day or two or three or seven or 40 days even, maybe with just water. You need water, but you need that. So, Pastor, I'd like to give the microphone to you. Please come on up. God bless all of you. Children, God bless you as well. Amen. Thank you, Lemmy. God bless you. God bless your family. Thank you, children, for the worshiping with us this afternoon. God bless everyone. You beats the Lord. Este un har de la Domnul să fim din nou în casa Lui. Amen. Și un lucru care ne cuprinde pe toți care suntem aici că încă suntem în viață și Biblia spune că nu cei ce se coboară în groapă te laudă ci noi care am mai rămas în viață. Domnul să ne ajute să o facem aceasta din toată inima gloria. pentru gloria Domnului. Dacă le-mi a anunțat despre post a, Așa cum bine știți, nu în bisericile române din Metro Detroit, poate și din alte părți, sunt sigur, la începutul anului să stă în mai multe zile, de obicei 21 de zile de post, sunt familii programate în fiecare zi, pentru Biserica Hozena am zis să facem ceva, nu suntem atâtea familii câte zile, să punem familii, Împreună, pe fiecare zi, dar vrem să facem ceva mai puțin și mai intens, așa cum am făcut și anii trecuți. Șapte zile, cine poate să postească o jumătate de zi, o zi, toate șapte, și cu ajutorul Domnului vrem să începem de luni, dar nu de mâine, de mâine într-o săptămână. Deci, nu săptămâna care urmează. Eram programați pentru săptămâna care urmează, dar o familie lipsește din mijlocul nostru și am zis să fim cu toți împreună la această jertfă. Și seara, cu ajutorul Domnului, vrem să ne adunăm pentru o oră de rugăciune aici, la casa Domnului, în fiecare seară. Vă mulțumim. Beloved, children, where is Isaac? O, oh, Isus, Isaac, I, I just want to mention something because your dad says about the fasting. When I was about your age, 14, 15, my mom taught us as a children about the fasting like your dad said. So at that time, I started to fast half a day, and uh, if you guys will do that, you will notice how good of a child you be after half of day of fasting. You have no more power to do something uh, wild, I will say that. <laughs> and uh, thank god god um, is the one who is uh, listening and uh, look at over us and about your age isaac i was baptized with the holy spirit during the, the uh, uh, evening of prayer at someone's house so praise the lord praise the lord praise the lord for your parents Hallelujah. which they teaching you the, the value of the christianity of the value of the, 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 good things we can do to, how I say, to... să ne înfrânăm pe noi înșine, să, să, ne răstignim firea noastră. Cel mai ușor putem să ne răstignim firea noastră punând trupul acesta la post și la rugăciune și atunci cel, uh, firea nu-și mai poate arăta puterea când o pui la post. Domnul să ne binecuvinteze, iubiților! I'm just intempinat in în Dominea Achasta cu, uh, cuvinte frumoase from a Psalm. Care, again, I would say in English, our parents they taught to us to read a psalm every day. So, Brother Lemi, if you can buy a Bible, Brother Fazekas is selling Bibles, half is in Romania, half is in English. And the children can read in Romania, and if they don't understand something, they can read in English. Am fost întâmpinați în dimineața aceasta de psalmul 8, astăzi fiind a opta zi și cuvinte așa de frumoase. Doamne Dumnezeul nostru, cât de minunat este numele Tău pe tot pământul. Doamne Dumnezeul nostru, înseamnă că spunând lucrul acesta, Doamne Dumnezeul nostru, ne gândim la un tată, la un creator, la unul care ne-a creat după chipul și asemănarea lui, la unul care dorește, așa cum avem exemplu în primele pagini ale Bibliei, ca să aibă o relație cu noi, așa cum vizita pe Adam și vorbea cu El. Auzeam într-o predică, nu știm din Biblie câte zile a durat până când, când Adam a fost singur și când Dumnezeu a, a, a colaborat cu El, și cum Dumnezeu poate, îi cerea sfatul lui Adam și vorbea cu El. Dumnezeu dorește să vorbească cu omul, să aibă, pentru că suntem creatura Lui, suntem ceea ce suntem făptura mâinilor Lui și suntem după chipul și asemănarea Lui Dumnezeu. Așa spune Biblia. Doamne Dumnezeu nostru, cât de minunat este numele Tău pe întreg pământul. Slava Ta se înalță mai presus de ceruri. Numele Lui Dumnezeu este cunoscut pe întreg pământul cei ce vor să-L cunoască și să îl simtă, au posibilitatea să se întoarcă la El. Numele Lui este nu numai aici pe pământ, slava Lui se înalță mai presus de ceruri. Cât de departe sunt cerurile, dragii mei, și slava Lui este așa de mare. Când privesc versetul 3, când privesc cerurile, lucrarea mâinilor tale, luna, stelele pe care le-ai le făcut, îmi zic, ce este omul? ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă. Ias, yes. ce suntem noi? Nu suntem nimic, dar așa mici cum suntem, Biblia ne compară poate cu un picur care a mai rămas în tovadă, cu un fir de praf care zboară, suntem ca o nimica. Zice Biblia că, muște, că a niște muște suntem nebăgați în seamă, dar mulțumim lui Dumnezeu că în noi locuiește El și în noi a pus dorința veșniciei. Domnul să ne binecuvinteze așa de frumos psalmul acesta. Iubiților, aș vrea să continuăm seara aceasta închinarea noastră. Domnul să binecuvinteze pe fratele Sandu. Vă mulțumim că ați venit să fiți cu noi în seara aceasta. Domnul să vă binecuvinteze, frate Sandu, și ceea ce Domnul vă pune pe inimă, veniți și împărtășiți cu noi pentru întărirea credinței noastre, pentru întărirea noastră în a ne reevalua în a ne reumple cu putere ca să călătorim spre veșnicie. Amin. Binecuvântăm pe Domnul și mulțumim că într-o seară ca aceasta suntem în casa Lui și așa cum spunea psalmistul, în casa Lui este locul în care încă putem să-L mai lăudăm pe Dumnezeu. Mulțumim! Binecuvântăm pe Dumnezeu, Tatăl nostru, pe Domnul Isus Hristos, care a murit pentru noi și pentru Duhul Sfânt care este cu noi în fiecare zi. Slăviți să fie în numele Lui! În seara aceasta aș vrea să împărtășim câteva gânduri despre momeală. Probabil veți întreba, de unde mai vine și asta? Aș vrea să vă spun de la bun început, cuvântul exact momeală nu este în Biblie. Este însă în Biblie, în mai multe locuri, cuvântul momit. Și dacă există cuvântul momit, se subînțelege că trebuie să fie și momeala undeva. Acum, probabil că mulți se întreabă care ar fi definiția momelii. Ce este momeala? Ce mai mult știm. Nu e nimic secret, nimic nou. Probabil cel mai cunoscut este momeala care se aruncă peștilor. Momeala care se pune în undiță, care să ademenească pe pești. Hrana pe care o pun vânătorii pentru a atrage vânatul. Toate sunt momeli. O altă definiție, am găsit mijloc viclean folosit pentru a ademeni pe cineva, pentru a-l înșela, pentru a-i face promisiuni mincinoase. Sinonime ale cuvântului momeală sunt minciună, viclenie, înșelăciune. Și aș vrea aici să facem o mică paranteză, ok? Există special, momeală specială pentru fiecare fel de pește, pentru fiecare fel de animal. Nu o să încerce cineva să atragă lupii cu varză. Nu merge. Pentru fiecare fel de pește există o anumită momeală. Nu orice momeală pentru orice pește. Mi-aduc aminte că la, pescuiam în Oceanul Atlantic, în Canericăt și acolo veneau uh, stribeas, pești mari. Nici n-aveai voie să-i ții dacă nu aveau cel puțin 28 de inci. Așa că trebuia să îi prindem cu o momeală specială. Știți care era momeala specială? Sandworms, viermi de nisip. Și să știți că acești viermi erau foarte scumpi. Pe vremea aceea erau cam 6 dolari pe o duzină, pe 12. 2 doi, doi viermi la, la dolar. M-am uitat acum cam cât costă Sandworms și am găsit că costă între 7 și 10 dolari pe duzină. S-au mai ieftinit. În momentul în care foloseam acest fel de momeală. Dacă veneau peștii, că și, și asta nu vine totdeauna în fiecare sezon, în fiecare zi, în același loc. Vin, cum zic ei, în, în școală, în scul. Și când veneau, atunci puteai să prinzi. Mai mult decât atât, n-aveai voie să prinzi, acum câțiva ani, decât doi pe zi. Acum, înainte să plec spre, spre Michigan, aveai voie numai unul pe zi. Se întâmpla de multe ori că atunci când ei veneau și aveam prieteni care prindeau, m-am trezit într-o zi cu un telefon, vină în coace că am și prins peștele, doar să-l iei, că noi nu avem voie să-l luăm. Ok. Și am plecat într-acolo. Încă o dată, pentru fiecare fel de pește, pentru fiecare fel de animal, trebuie un anumit fel de momeală. Momeala, pe de altă parte, am găsit că este. ea, ea venit, vine într-un într -un package, într-un într -un, uh, 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 ambalaj foarte bun. Mai mult decât atât, o să vedeți că, dacă vă duceți să. Uh, vedeți ce momeală puteți cumpăra la magazin, o să vedeți că sunt mom... cele mai multe momele sunt de plastic, sunt de cauciuc. Cum se poate că peștele să mănânce așa ceva? Nu știe. Peștele îl vede că se mișcă, el ia. Are culoare frumoasă, arată exact ca un pește. Deci, ambalajul cum vine el? Ba, mai sunt și alte momeli care. Uh, am stat și magnet, am am, am pus mămărigă în, 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 în undiță și am dat după crap și n-am prins. Măi, ce se întâmplă? De ce nu vine crapul? Că e crap cât vrei. Am întrebat și eu pe fratele meu și zice, trebuie să pui ceva aromă acolo, să-i miroasă. Ok, poate să fie adevărat, n-am încercat. Deci... Uh, am fost o dată iarăși la pescuit în tot în Oceanul Atlantic cu un vapor undeva, Deep Sea Fishing, și la un moment dat cei de pe vapor au scos, uite așa, o, o bucată de plastic mare, nu prea groasă, dar mare așa, și o, ca un fel de formă de pește, dar nu era colorată, nu era nimica. Și fiecare încerca acum să vadă cine poate, cu, uite, uite așa era de mare. Cine poate cu chestia aia să prindă peștera? Spre surprinderea la toți, peștera veni la mine. Mare. Am dat și am dat și am dat și am dat. La un moment dat, n-am mai putut să dau. Un pic nu am dat și l-am scăpat. Și toată lumea a fost supărată. Măi, dacă eram eu acolo. Deci, peștele, mumeala, trebuie să ai și o tactică pentru ea. Și aici, din punct de vedere spiritual, aș vrea să menționez. Diavolul este cel mai bun în momeală. Dumnezeu cunoaște inima și chiar gândurile omului. Diavolul nu cunoaște nici inima, nici gândurile omului. Dar el vede acțiunile noastre, aude vorbele noastre, cunoaște slăbiciunile noastre și așa pregătește momeala pentru fiecare din noi. Ispitele cele mai potrivite, că aceasta este un alt sinonim al momelii, ispita, ispitele cele mai potrivite cu scopul ca să ne facă să păcătuim și să cădem din harul lui Dumnezeu. Aceasta este planul celui rău. Aceasta este... Motivația pentru care folosește momeala. Fiecare din noi, pentru fiecare din noi, diavolul are o altă momeală. O altă momeală. Și după ce a reușit ca să ne facă să păcătuim, apoi ce face? Ne acuză. El e tatăl minciunii înainte ca să mușcăm din momeală, ce ne spune? Hai mă că nu te vede nimeni. Hai mă numai acum. Ei ce o să fie dacă odată faci și tu treaba asta? Și apoi după ce am căzut, ne arată cu degetul. Ne învinuiește. Ne simțim vinovați. Ne simțim fără nădejde. Și ne întrebăm, oare cum pot să mai ies de aici? Și de multe ori, mreaja este așa de puternică, așa de grea, încât pentru oameni este imposibil să mai iasă de acolo. Soluția este una singură. Așa cum suntem, ne predăm Domnului. În starea în care suntem, acolo unde suntem, să zicem, Doamne, privește cu milă și îndurare și scoate-ne de aici, că numai Tu poți să ne mai scoți. Slăvi să fie Domnul! V-ați gândit vreodată că în Biblie avem multe exemple de momeli pe care diavolul l-a folosit pentru diferite persoane, personaje foarte importante din Biblie. Care a fost momela pentru Adam și Eva? Dorința să fie ca Dumnezeu. Ca Dumnezeu. Și diavolul i-a venit cu minciuna lui. A venit cu minciuna lui și i-a -a, -a înșelat pe primii oameni. Care a fost momeala pentru Cain? Invidia. Asta era slăbiciunea lui, invidia. Care a fost momeala pentru Balam? Lăcomia după bani. Care a fost momeala pentru Samson? femeia filisteană, femeile în general. Care a fost momeala pentru David? Frumusețea unei femei, nevasta lui Urie. Care a fost momela pentru Avram? Și Avram a înghițit momela, a luat-o, a apucat-o și el. Frica de moarte. Care a fost momela? Pentru Israel în pustie, lipsa de hrană, lipsa de apă. Care a fost momeala pentru Core, Datan și Abiran? Dorința de întâietate. Care a fost momeala pentru Dima? Dragostea de lume, plăcerile lumii, firea pământească. Aș vrea să vorbesc uh, în seara aceasta de o momeală care, zic eu, nu puteai vorbi despre ea acum 15-20 de ani. Știți cum se numește momeala asta? Internetul și telefonul mobil. <laughs> Există o tehnică pe care așa numiți hackeri o folosesc pentru a infecta computerele noastre, pentru a ține informațiile noastre confidențiale care are multe, multe uh, 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 importanță mare pentru noi, dar și pentru ei. Obiectivul principal al momelii este de a atrage victima, să o facă să vadă că s-ar confrunta cu ceva rău sau ceva foarte real pentru victima. Caută să nu dea bănuia la victimei de ceea ce uh, îi se poate întâmpla dacă apasă pe buton, pe care o, doar o convinge acum, acum, și să acceseze un anume link. Și apoi, victima uh, uh, hackerii fac tot ce vor ei cu victima. Este de obicei o ofertă foarte avantajoasă. Este o nevoie care determină acea persoană de a intra pe website. Ai nevoie de ceva și intri pe un website. Nu știi ce e acolo. Jungla computerului. Vrea să fie informată pentru un anumit lucru. Și astfel ajunge să-și vândă fără să știe datele personale. Poate fi un produs foarte ieftin sau foarte interesant, te momește să faci clic cât se poate de repede, foarte rapid, fără amânare, ca să-ți rezolvi o problemă pe care o ai în momentul respectiv sau pentru a obține un lucru pe care îl dorești foarte mult. Din, încă o dată, motivația este să obțină date confidențiale, cum ar fi numărul de social security, data nașterii, Numărul contului de la bancă, user și password. Se oferă chiar produse care se pot obține gratuit, vacanțe gratuite, bilete de avion gratuite. Și aș vrea să menționez aici că ținta lor, a hackerilor, este mai ales cei foarte tineri sau bătrânii care nu au prea multă experiență cu computerul sau cu internetul. Am găsit ceva și mai interesant. Alte metode diabolice folosite ca momeală se folosesc așa numite echipamente fizice, cum ar fi memoristic. Hackerii aruncă un memoristic în locuri publice, cum ar fi biblioteci, universități, parcuri și așteaptă ca cineva să conecteze acest memoristic cu un computer, astfel încât să poată infecta computerul respectiv și astfel să colecteze tot felul de date importante. Găsești un memoristic undeva și zici, wow, ce-o fi ăsta, cine l-a pierdut? Ia să vedem ce este pe el. Și este, de fapt, o Pentru prevenirea lor există Așa numite programe antivirus pe care le putem folosi pentru protejarea computerelor noastre. Tot prin internet este momeala pornografiei, a jocurilor de noroc, întâlnirea cu persoane periculoase care, nu, care pot să ne facă foarte mult rău, îmbrăjbirea împotriva părinților. învrăjbirea împotriva bisericii sau învrăjbirea împotriva altor persoane cu învățături străine de cuvântul lui Dumnezeu, pe care, dacă le acceptăm, pot să ne abată de la calea lui Dumnezeu. Toată viața vom fi bombardați de momentele diavolului. Cuvântul lui ne învață să ne ferim de tot ceea ce se pare rău. Să fugim de poftele tinereții. Să nu facem compromisuri cu diavolul și astfel vom fi feriți de păcate mari și de multe suferințe în viața. Cele mai puternice momeri ale diavolului? Banii, plăcerile de o clipă și dorința de putere. Banii, plăcerile de o clipă, dorința de putere. Ascultarea de părinții trupești și de părinții spirituali ne va păzi de multe necazuri. Cel mai teribil lucru de înțeles este că unii chiar din casa lui Dumnezeu pot să fie o cursă, o mumeală pentru credincioși. De multe ori zicem, oh, e cu noi e aici, dar nu știm care sunt planurile multora care sunt chiar în casa lui Dumnezeu. Pot să se formeze grupuri de tineri sau poate alții care nu sunt chiar așa de tineri, chiar din biserică, care petrec în cele mai stricate plăceri ale lumii, aducând pagube enorme pentru unii tineri, fete, băieți, pentru tot restul vieții lor. Din nefericire avem exemple chiar între cei dragi ai noștri, frații, surorile, verișori, nepoți. Vă aminte că biserica din care am venit se formase o grupă, o, o, ziceam noi, gașcă, de genul acesta. Se întâlneau, aveau petreceri, băutură, tutun, fete din lume erau cu ei acolo. Și am stat și m-am gândit, dintre cei care au fost atunci, că ne aducem aminte foarte bine care sunt cei care au fost atunci, unul singur a reușit să iasă de acolo. Toți, la ora actuală, sunt departe de Dumnezeu. Între ei, doi frați de mei. Unul, datorită tot acestor momeli care a înghițit și apoi a ajuns rob, băutura și tutunul, l-a dus la moarte. Cel care a scăpat până la urmă dintre toți aceștia, de fapt a trecut printr-o perioadă foarte grea în viața lui. Și necazul l-a făcut să-și îndrepte ochii spre Dumnezeu. Mare necaz. A luat ceva, a furat ceva de la servici și l-a prins. Și l-a băgat la închisoare. Și când a ieșit de la închisoare, așa de mult a avut nevoie cineva să fie alături de el. Și au fost cei din biserică care l-au ajutat. Și în felul ăsta a scăpat din toată acea Cursă. În schimb, dintre cei care au fost în casa lui Dumnezeu și nu mai sunt astăzi, dacă încerc să discut cu ei, și am încercat uneori, nici vorbă să accepte, nici măcar să stăm de vorbă. Nici fratele meu. De cele mai multe ori ajungem să ne închidem telefonul unul la altul. Hai, lăsăm, terminăm aici, închidem telefonul. Soția a găsit undeva, tot pe internet, o întâmplare cu doi frații, care, exact aceeași situație, de la vârsta de 16 ani, 17 ani, a plecat din casă, 40 de ani a stat departe de Dumnezeu. 40 de ani. Aceea situație, când fratele lui încerca să-i spună ceva, ei, nu, mai, nu, nu putea să discute cu el așa ceva. Au fost însă mulți care s-au rugat pentru el, din familie, din biserică. Ce și într-o zi, spre surprinderea lui, acelui credincios, i-a dat telefon și a zis, duminică vin la biserică. Ce l-a determinat? Nu știe nimeni. Ceva s-a întâmplat cu el. Și a venit la biserică. S-a predat lui Dumnezeu. La foarte scurt timp după aceea, a încheiat botezul. Dar n-a trecut mult. Și zice că a trecut în viaț din viață chiar pe banca bisericii. Cum poate Dumnezeu să se îndure de asemenea oameni. Momeala este specială pentru fiecare. Și dacă privim în neamurile noastre, eu, de exemplu, dacă mă uit la unchi mei, frații mamei, frații tatălui, au fost două probleme care a frământat familiile acestea. Băutura și femeile. Am învățat încă de când eram tânăr că trebuie să mă feresc de astea două lucruri. Că astea sunt într-adevăr lucruri de care cel rău se poate folosi ca să mă atragă. Am avut și eu o experiență în privința băuturii. Am plecat, eram în armată, ne-a dat o învoire, un coleg m-a luat și. Trebuie să bem o bere, trebuie să bem o bere. Măi, că una, că alta, nu există, eu plătesc. Era cald afară, mi era sete și era rece berea. Și am luat-o și am băut repede. Mi-era frică, știi, să nu mă vadă cineva de la biserică. Am ieșit afară și am simțit că ceva nu e, nu e cum trebuie. Mi-am dat seama că o singură bere poate să mă facă de râsul lumii. Și am hotărât din momentul ăla, niciodată nu voi mai avea băutură în casa mea. Niciodată nu vreau să mai am parte. Mă, dar un pahar e bine! Ce are un pahar de... Nu, nu, nu. 2 Timotei 3 cu 6 spune, sunt printre ei unii care se vără prin case și momesc pe femeile ușurate și îngreunate de păcat și frământate de felurite pofte, care învață totdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplină cunoașterea adevărului. După cum Iane și Iambre s-au împotrivit lui Moise, tot așa și oamenii aceștia se împotrivesc adevărului, ca unii care sunt stricați la minte și o sunt în ce privește credința, dar nu vor mai înainta, căci nebunia lor va fi arătată tuturor, cum a fost arătată și a celor doi oameni. Încă o dată, pot să fie chiar în casa lui Dumnezeu oameni care nu știu decât să mămească, să profite și apoi să râdă de ceilalți. Cuvântul lui Dumnezeu spune că nu vor merge la nesfârșit și că într-o zi vor fi dați pe față. Și nebunia lor, o numește Biblia, va fi cunoscută de toți oamenii. 2 Petru 2 cu 14, altceva, alt text tot asemănător cu acesta, le scapără ochii de preacurvie și nu se satură de păcătuit. Momesc sufletele nestatornice, au inima deprinsă la lăcomie, sunt niște blestemați. După ce au părăsit calea cea dreaptă, au rătăcit și au urmat calea lui Balaam, fiul lui Bosor, care a iubit plata fără de regii. Dar a fost mustrat pentru călcarea lui de lege, o măgăriță necuvântătoare, care a început să vorbească cu glas omenesc, a pus frâu nebuniei prorocului. Oamenii acestea sunt niște fântâni fără apă, niște nori alungați de furtună. Lor le este păstrată negura întunericului. Ei vorbesc cu trufie lucruri de nimic. Momesc cu poftele cărnii și cu desfrânări pe cei ce de-abia au scăpat de cei ce trăiesc în rătăcire le făgăduiesc slobozenia în timp ce ei înșiși sunt robi ai stricăciunii. Căci fiecare este robul lucrului de care a fost biruit. Încă o dată, diavolul are, haide să numesc așa cum să înțelegem noi mai bine, ispite sau momeli custom made, speciale pentru fiecare din noi pentru fiecare de noi în funcție de slăbiciunile noastre. Și am menționat care pot să fie slăbiciunile noastre. Alte momeli. Telefonul, televizorul, internetul, pornografia, dorința de întâietate, vorbirea de rău sau bârfa, pentru alții este lipsa de fidelitate față de soț, soție, pentru alții sunt sporturile, pentru alții este lipsa de a frecventa biserica, lipsa rugăciunii. Toate sunt momeli. Și fiecare din noi, într-un fel sau altul, suntem îmbiați cu aceste lucruri. Biblia ne învață să ne ferim de momela diavolului, de ispite. Dacă ni se pare greu să referim de aceste momeli ispite, să ne rugăm. Și dacă este nevoie, așa cum s-a spus mai înainte, chiar să postim. Și Dumnezeu este cel care poate să ne dea puterea, nu pentru că este în noi, puterea prin Duhul Sfânt, ca să putem să scăpăm de asemenea lucruri. Mai putem cere și ajutorul unui frate, a unei surori. Și aici trebuie să fim foarte atenți. Un frate sau o soră de încredere. Un frate sau o soră care sunt maturi spiritual, spirituali, care pot să ne ajute în rugăciune. 2 Timotei 2 cu 22 ne zice, fugi de poftele tinereții și urmărește neprihănirea, credința, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată aceasta este soluția ca să scăpăm de momeala diavolului. Și cuvântul ne spune că nu va ajunge nicio ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu care este credincios nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea ca să o puteți răbda. Și în în, în, privința de a răbda ispita, Iacov 1 cu 12 ne spune așa, ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va, primi cu primi cununa vieții pe care a făcut-o Dumnezeu celor cel iubesc. Nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate, ispitit, nu poate fi ispitit ca să facă rău. Și el însuși nu ispitește pe nimeni, ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit, din nou cuvântul, momit. Deci dacă există cuvântul momit, trebuie să fie și momeală în spatele lui. Apoi pofta când a zămislit de naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moartea. Fraților, Poate am învățat câteva lucruri despre ce înseamnă mumeala. Avem un adevărat război spiritual în fiecare zi. Și războiul este cu firea noastră pământească, cu lumea și cu deavolul. Și cheia succesului este o viață de părtășie cu Domnul Iisus Hristos, care poate să ne dea puterea de care avem nevoie prin Duhul Sfânt ca să biruim ispita, momeala. Acum, întrebarea este, ok, am arătat situațiile care pot să existe. Ce facem atunci când ne-am găsit în frânți? A venit momeala? Nu ne-am dat seama că e momeală? am mușcat din ea, am căzut, ne simțim vinovați, ce facem atunci? Ba se mai poate întâmpla ca să încercăm să mai spunem la vreun frate, la vreo soră și să ne mai dea și ei câte una în cap. Cum ai putut să faci așa ceva? Ce facem într-o situație de genul ăsta? să nu ne lăsăm descurajați, bătuți, intimidați de diavolul. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață că cel neprihănit, chiar dacă ar cădea de șapte ori, Domnul îl ajută să se ridice. Proverbe 24 cu 16, că și cel neprihănit de șapte ori cade și se ridică, dar cei răi se prăbușesc în nenorocire. Fraților, trebuie să ne dăm seama că viața pe pământul acesta nu este simplă. Nu este ușoară. Vom avea de-a face în fiecare zi cu momelile celui rău. Auzi o vorbă, te întristezi, te dărâmi și începi să te frămânți. Uneori poate chiar nu mai putem dormi nici noaptea, Gândindu-ne ce a zis fratele, ce a zis sora. Mă, tocmai el, prietenul meu, cel care am făcut atâta bine, se poate întâmpla. Să nu descurajăm. Este speranță la Dumnezeu. Și dacă este speranță pentru cei care n-au cunoscut niciodată calea lui Dumnezeu, există mai multă speranță. Pentru cei care au căzut, să venim înaintea lui Dumnezeu totdeauna. Să stăm înaintea lui Dumnezeu. Și așa cum a fost vorbit mai devreme, atunci când stăm în rugăciune, atunci când stăm în părtășie cu copiii lui Dumnezeu, avem toate șansele să înțelegem momeala care vine și să o respingem. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. El să ne binecuvinteze. Să ne întărească în lupta noastră de zi cu zi. Și atunci când vom sfârși alergarea, să o sfârșim în biruință. Noi și toți cei pe care ne-a dat Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Dumnezeu să fie binecuvântat. Ne bucurăm de harul acesta pe care Domnul ni l-a dat în seara aceasta, să fim în casa de rugăciune. E a doua duminică din anul acesta, 2023, un har pe care Domnul l-a rânduit pentru noi. Și cel mai mare lucru e când ești în casa lui Dumnezeu, când Dumnezeu încă îți vorbește și îmi vorbește mesajele și ceea ce Dumnezeu a rânduit și prin fratele și. Tot ceea ce a fost aici, cred că Dumnezeu a avut în vedere să ne vorbească și în ideea de a ne face mai buni pe drumul nostru și pe calea noastră spre împărăția lui Dumnezeu, Domnul să ne binecuvânteze. S-a menționat aici mai la început despre ideea aceasta apostolului și aș vrea să vă spun că în Sfânta Scriptură, la un moment dat, după o robie destul de grea a poporului lui Dumnezeu despre iudeii care au ajuns din pricina neascultării să fie duși în ținuturile Babilonului și prorocul Ieremia, însuflat de Duhul Domnului, vorbea iudeilor că va trebui să locuiască acolo în țara unde vor fi duși în robie, să zidească acolo case, să sădească vii, să se bucure că va fi hotărât 70 de ani pentru robia iudeilor în ținuturile Babilonului. Și așa a fost, dar a venit după o perioadă de 70 de ani când ei munceau, dar probabil că în munca lor prestau o muncă și pentru împăratul Babilonului, că din ceea ce aveau trebuia să-și dea darea lor împăratului Babilonului. Dar a venit o vreme, un timp în care robia să se sfârșească. Și uh, drumul iudeilor a fost stabilit de Dumnezeu, timpul hotărât, perioada hotărâtă în care robia să se sfârșească și acum iudeii din Babilon... Gândul nostru înspre Ierusalim, pornim înspre Ierusalim și ceea ce este arătat în Cuvântul lui Dumnezeu, în cartea lui Esra, în capitolul 8, oamenii care s-au întors din robia Babilonului cu cărturarul Esra. Ei au vorbit Împăratului și Dumnezeu a rânduit ca să se dea acest verdict de eliberare a iudeilor care au fost în captivitatea babiloniană. Și spune cuvântul Domnului că, de fapt, babilonienii și împăratul știau care e Dumnezeul lui Israel. Ce minuni a făcut Dumnezeu pentru iudei în decursul istoriei acestui popor al lui Israel. Și se spunea că lui Ezra, în fața acestui drum, îi era rușine să zică împăratului, dă-ne o oaste de însoțire să ne însoțească pe drum. Când ei vorbeau despre minunile lui Dumnezeu, cum îngerul lui Dumnezeu i-a călăuzit din Egipt și până în ținuturile Canaanului, unde Dumnezeu le făgăduise țara aceea. Dumnezeu a făcut mari minuni și semne. Dar în ideea aceasta, iudeii la râul Aha, va spune cuvântul lui Dumnezeu. Au vestit un post de smerire înaintea Dumnezeului nostru ca să cerem de la El o călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce era al nostru. Am vrea Dumnezeu să asculte postul întregii comunități române Amin. și într-adevăr nu doar o formă să fie ci într-adevăr să fie un post care să-l determine pe Dumnezeu, să-l înduplece pe Dumnezeu, să vină în ajutorul fiecarei persoane ca individ, fiecarei familii, fiecarei comunitate, să fie ajutată și sprijinită de Domnul. Au vestit postul acela și au chemat pe Dumnezeu pentru călătoria lor. A durat destul de mult călătoria iudeilor din Babilon și până în uh, Iudeia, unde au venit din nou să se reașeze. Scopul lor era, ajungem la Ierusalim, o cetate ruinată, acolo trebuie să rezidim din nou zidurile dărâmate, trebuie să rezidim din nou templul care fusese și el dărâmat. Aș vrea Dumnezeu să binecuvânteze biserica, la începutul anului 2023, în drumul nostru din Babilon, și ne dășduim, fraților, că avem acest obiectiv, ca iudei o din robie, din munci grele, din apăsare, ne dășduiau să ajungă în țara lor, în Ierusalim, biserica, nou testamentală, ne cu ajutorul lui Dumnezeu să ajungem în noul Ierusalim și e bine, la începutul acestui an, că s-a luat aceste decizii, să căutăm fața lui Dumnezeu, ca Daniel, o El spunea, mi-am întors fața înspre Domnul, să-L caut pe Domnul și fie ca Dumnezeu să vie în ajutorul fiecarei familii, fiecarei case, fiecărei comunități de aici, din această diasporă română a Detroitului să cerem de la Dumnezeu călătorie plăcută, pentru că vrăjmașii, cum spunea fratele, ispitele, tentațiile, vor fi multe, frați și surori. Și dacă ne aducem aminte exemplu scripturilor în cartea întâi a Corintenilor, în capitolul 10, unde se vorbea despre Israel care a ieșit din țara Egiptului, botezați în nor și în mare pentru Moise și totuși au fost tentați să fie ispitiți și mulți au pierit pe drumul acela în pustie. Ne rugăm ca Dumnezeu să păzească biserica, să păzească casele noastre de tentațiile diavolului și le vedem, frați și surori, ispitele, momelile care vin. Dar cert e că Dumnezeu, și oștirea lui Dumnezeu ne poate veni în ajutorul nostru. Aduceți-vă aminte, ajunge împăratul Asiriei să meargă la Dotan acolo să-l înconjoare pe omul lui Dumnezeu, pe Elisei. Și Elisei robului se trezește dimineața, ce facem, părinte? Suntem înconjurați de o știre, ceva se întâmplă, dar omul lui Dumnezeu Elisei spune, Doamne, deschide ochii robului meu, slujitorului meu să vadă ceva, că mai mult sunt cu noi și cu biserica lui Dumnezeu, cu familia ta, cu casa mea, e Dumnezeu. Și o a lui Dumnezeu, cerul, Puterea lui Dumnezeu ne vine în ajutor, de aceea prinde încredere să nădăjduim în ajutorul Domnului. Au cerut iudeii o călătorie plăcută și Dumnezeu le-a dat izbăvire. Dacă citiți cartea lui Nemia, cartea lui Esra, veți vedea câte obstacole li s-au ridicat în ideea și în scopurile pe care ele aveau de îndeplinit. Vrășmași, Aduceți-vă aminte, Tobia, Sambalat, Amonitul, Slujitorul Arab, alții care tot mereu căutau să pună piedici lucrărilor lui Dumnezeu. Vrem ca Dumnezeu să ne facă conștienți, chiar dacă vrăjmașii se vor ridica. În anul 2023 Dumnezeu ne-a făcut promisiune, eu îți vin în ajutor, eu te izbăvesc, Dumnezeu fie binecuvântat. Aș vrea Dumnezeu să binecuvânteze Biserica Oziana. Fiecare familie în mod deosebit să fim protejați de Dumnezeu. Și cred că e bine și e foarte bine venit această decizie să-l căutăm pe Domnul la începutul acestui an cerând protecția Domnului care ne poate veni în ajutor în ziua necazului. Dumnezeu fie binecuvântat. Amin.